trebuie să mă documentez și eventual mă sunați în câteva minute. Apar nu știu ce vorba și chiar da, mi se pare o... Dumneavoastră ați fi avut... Haideți, lăsați-mă 10 minute să ați fi știut? Că înțeleg ce că pentru... Dacă dumneavoastră ați fi știut că s-a dus să dea acei bani da, mamei judecătoare... Da, de unde să știu ca eu, dacă știa... Bine, da, soacra... Și nu știu cine... Ați văzut vreo să ne vasă, că habar n-am despre ce vorba și mi se pare presul prostie. Da. V-a zis, ați făcut, vorbit cu soacra să, de să intervină pentru dosarul... Să oricum n-a făcut-o în numele meu, să să îi se aplice prevederile legale cât de drastice, că lucrurile astea mi se par niște cretinități. Deci mi se par... Deci putea să dea, să se ducă să dea această, acești bani, dar această mită, să dea fără ca dumneavoastră să știți? Mi se pare o chestie care un om normal n-are cum să o facă. Trebuie să fii tâmpit. Da, lăsați-mă să vorbesc, nu v-ați să văd despre ce vorba. Acum am aflat de două minute. N-ați apucat... O colegă noastră da, de, și n-ați apucat să vorbiți cu, cu, da, cu, știu, cu soția dumneavoastră? Am sunat pe o colegă noastră de la, nu știu, Antena 3 sau ceva de genul. Deci cu nici cu soacra n-ați vorbit. 10 minute, lăsați-mă să mă documentez și eu. Nici cu soacra nu ați vorbit deloc. În... Cu soacra n-am vorbit de când m-am însurat. Dar de ce? Că n-am vrut nici... Nu ăsta, stă în alt oraș, nu sunt băia mare, nu e... Dar știați că soacra dumneavoastră o cunoaște pe mama judecătoarei, care era da, în dosarul? Da, de unde să știu eu că o cunoaște, că trebuia să-mi spună și mie că o cunoaște. Deci noi așa nu știați că o cunoaște. Din astea de 2 lei, nu se par odată în defavoarea mea, pe de altă parte, nu exclu să fie vreo manevră din asta. Chiar? Intenționat făcută și chiar și de soacră, dacă aș fi fost. Dar lăsați-mă să mă documentez un pic. Soacra dumneavoastră să vă facă asta intenționat, dar cu ce scop? Nu știu, eu nu cred decât în mama și în Dumnezeu, că tata a murit.